educația juridică, financiară și antreprenorială vor deveni materii de studiu obligatorii pentru învățământul preuniversitar în toate școlile din România, începând cu anul școlar viitor. Legea a fost votată luni în Senatul României și va intra în vigoare după promulgarea de către președintele țării și publicarea în Monitorul Oficial. Parlamentul a aprobat luni introducerea competențelor educația financiară și educația juridică în școli, la nivel de învățământ primar și gimnazial. Acest proiect se referă la domeniile de competențe cheie, care determină profilul de formare a elevului. E bună, educația în general e bună. Foarte bună, pentru că trebuie să știe copiii de mici să fie economi, să știe economie. Elevii vor avea astfel posibilitatea de a învăța diferența dintre active și pasive, cum funcționează creditele, diferența dintre cardul de credit și cardul de debit, care este importanța economisirii și informații de bază despre investiții la bursă. E bună în licee, dar la generală e cam de vreme. Potrivit organizației Vedem Just, care a salutat introducerea noilor materii, scopul educației juridice este responsabilizarea tinerilor, înțelegerea și apărarea concretă a drepturilor, diminuarea delicvenței juvenile, scăderea numărului de victime minori, creșterea gradului de înțelegere și acceptare a actelor normative, respectarea autorităților statului, apropierea justiției de cetățean.